După zeci de minute și discuții, medicii și asistenții au părăsit incinta spitalului județean, însă fără a comenta situația în care se află. Ce ați făcut la domnul medic? Nu aveți cu ce să faceți datoria în spital? Ce v-a determinat să veniți la conducerea spitalului? Conducerea spitalului județean recunoaște că de câteva zile lipsesc medicamente folosite pentru anestezie. Au fost niște disfuncționalități pe care în mare măsură tocmai le-am rezolvat. Despre ce este vorba? Este vorba de niște medicamente folosite în anestezie și a existat o discontinuitate în aprovizionare. Chiar dacă vorbim despre spitalul județean și despre o secție foarte importantă, mai exact despre chirurgie, managerul unității a încercat să diminueze problema lipsei medicamentelor. V-au anunțat din timp că urmează să se termine acele medicamente despre care vorbiți? În principiu nu se poate estima totdeauna exact ce medicament se va consuma. Totul depinde de patologie. E posibil că în această perioadă patologia la care i s-a adresat medicamentul respectiv să fi fost un pic mai mare decât în alte perioade similare și atunci nu se putea face o estimare corectă. Nu este singurul spital din țară care a rămas fără medicamente, a fost reacția președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Lucrul acesta nu este normal, este treaba managerului spitalului și va rezolva. Nu e prima dată și nu e singurul spital din țară care are o criză de medicamente. Probabil e una apărută acum și se va rezolva. Spitalul județean se află în subordinea Consiliului Județean Gorj.